Această emisiune este realizată în parteneriat cu Moldincom Bank. Moldincom Bank. Succes prin generații. Stimați telespectatori, în emisiunea precedentă am vorbit despre cardurile bancare, un instrument tot mai des utilizat pentru efectuarea tranzacțiilor bancare. Dezvoltarea acestui produs ar fi fost imposibilă fără apariția și evoluția echipamentelor care le deservesc, și anume bancomatele. Ce reprezintă un bancomat? Un bancomat, sau prescurtat ATM, abreviere din engleză care semnifică Automatic Teller Machine, este un aparat electronic sofisticat care permite clienților să efectueze diverse tranzacții bancare de sine stătător. Nu este o noutate că bancomatele nu reprezintă doar un instrument de eliberare a numerarilor. Aceste oferă astăzi un spectru larg de servicii bancare la distanță. În așa mod, clienții pot alege să nu mai apeleze la ghișeele băncii pentru a efectua anumite tranzacții, dar să apeleze la bancomate, economisind astfel timp și beneficiind de o flexibilitate mai mare. Cât de populare sunt bancomatele în Moldova? La sfârșitul anului 2014, în Republica Moldova au fost înregistrate 1082 de bancomate, număr care a crescut cu circa 8% în primele luni ale lui 2015. Dacă vorbim de Moldincom Bank, noi dispunem astăzi de una din cele mai mari și dezvoltate rețele de bancomate din țară, care numără 172 unități amplasate pe întreg teritoriul țării. Cu siguranță putem afirma că bancomatele Moldincom Bank sunt printre cele mai performante și securizate, având cele mai inovative și unice servicii de pe piața bancară a Moldovei. De remarcat că anume Moldincom Bank a fost prima bancă din Moldova care a lansat eliberarea numerarului în valută străină pe lângă valuta națională prin intermediul bancomatelor. Astfel, deja de mai bine de 5 ani, clienții noștri pot retrage din bancomate euro și dolari. Tot Moldincom Bank a fost prima bancă care a instalat primul bancomat cash-in, care permite alimentarea cardului în lei, dolari și euro. Astfel, clienții pot depune rapid banii pe cont la orice oră, fără a depinde de orarul de lucru al filialelor. De rând cu aceste servicii inovative, recent au fost lansate în premieră pe țară alte două servicii revoluționare, Cash by Code, care permite eliberarea numerarului la bancomat fără card, și serviciul de completare a contului fără utilizarea fizică a cardului de către orice persoană. Pe lângă acestea, deținătorii de carduri pot utiliza la bancomate un set de servicii electronice, precum ar fi abonarea la SMS, notificări, mobile banking, efectuarea transferurilor de pe card pe card P2P sau generarea parolei de unică folosință. De menționat că strategia Moldincom Bank prevede instalarea în viitor a mai multor bancomate dotate cu funcția cash-in. Cum să utilizăm cardul bancar și la ce anume să atragem atenția atunci când ne folosim de el la bancomate, vom afla în continuare de la experții băncii. Servicii la bancomat. Era bancomatelor simple, utilizate doar pentru eliberarea numerarului, a trecut. Azi, bancomatele Moldincom Bank sunt multifuncționale. Astfel, pentru a beneficia de un șir de servicii bancare, nu mai este nevoie să vizitați oficiul băncii, acestea fiind posibil de accesat de la distanță, la bancomat, cu accesibilitate de 24 din 24 de ore. Lider la capitolul implementării serviciilor bancare la bancomate, Moldincom Bank oferă clienților săi o gamă largă de posibilități și oportunități unice. Astfel, pe lângă serviciile standard de vizualizare de sold, eliberarea mini-extrasului, retragerea numerarului în valută națională, începând cu anul 2010, bancomatele Moldincom Bank eliberează în numerar valută străină, dolari sau euro. Acest serviciu fiind posibil atât clienților Moldincom Bank, cât și clienților altor bănci care dețin carduri bancare eliberate de sistemele de plăți Visa și Mastercard. În anul 2013, banca a propus clienților săi abonarea la serviciu SMS notificări direct la bancomat, fiind posibilă și modificarea numărului de telefon sau a pachetului SMS. Serviciul cash-in se face la fel de simplu, introducând cardul bancar în bancomat,
ne autentificăm prin alegerea limbii de comunicare, PIN codul, apoi alegem opțiunea specificată alimentării cardului și introducem suma de bani pe care o avem disponibilă, până la 50 de bancnote concomitent. Bancomatul le verifică și le numeră. Am introdus 400 de lei. Confirmăm sau adăugăm numerarea în dependență de necesitate. În cazul nostru, confirmăm. Dorim o chitanță. Ok, o dorim. Cardul dumneavoastră va fi alimentat cu suma de 400 de lei. Confirmăm încă o dată tranzacția. Luăm chitanța, da? Restituim cardul. Având serviciul SMS notificare abonat, pe cont ne vine, a fost primit mesajul, precum că a fost alimentat bancomatul cu 400 de lei. Tot atunci a fost implementat și serviciul care permite modificarea PIN codului la cardurile cu chip direct la bancomat, astfel oferind clienților posibilitatea de a-și alege un PIN cod ușor de memorat și comod în utilizare. Ulterior, a fost implementat procedura de generare a login-ului și parolei de acces în sistemul web banking, iarăși direct la bancomat, fiind posibilă și generarea listei de parole de unică folosință pentru efectuarea unor operațiuni bancare la distanță. Un alt serviciu inovativ accesibil direct la bancomat este P2P sau transferul mijloacelor bănești de pe un card pe altul. Servicii la bancomat. Unul din serviciile exclusive pe care le oferă Moldincombank clienților săi este serviciul cash-in la bancomat. Ce presupune această opțiune? Dacă tradițional clienții sunt deprinși de a ridica numerar de la bancomate, în cazul opțiunii cash-in, clienții pot completa cu numerar contul de card în trei valute: dolari, euro sau lei. Serviciul dat este disponibil la bancomatele cash-in absolut gratis și este foarte comod persoanelor active care doresc completarea contului în orice timp al zilei. Doar la bancomatele cash-in, clienții băncii pot completa rapid cardul, introducând concomitent până la 50 de bancnote la o singură alimentare. Serviciul cash-in la bancomate presupune și schimb valutar. Pentru acesta este suficient de a alimenta contul de card cu valuta disponibilă și de a obține echivalentul în valuta dorită, lei, dolari sau euro. Servicii la bancomat. Recent, în premieră absolută, Moldincombank a lansat un nou serviciu, Cash by Code, ce presupune ridicarea numerarului la bancomat fără introducerea cardului bancar. Cu acest serviciu nou, clienții Moldincombank pot oferi unei persoane posibilitatea de a retrage numerar de pe contul personal fără introducerea cardului bancar în bancomat. Astfel, rudele, prietenii sau orice altă persoană de încredere pot beneficia de mijloacele bănești pe care le încredințați, fiind la distanță și având în accesibilitate un bancomat Moldincombank. Am fost informat de către colegul meu că am de ridicat o sumă de 50 de lei de la bancomat, am primit mesajul SMS și respectiv codul. Pentru aceasta mă apropii la bancomat, selectez operațiunea Cash by Code de ridicare a numerarului. După care eu introduc prima parte a codului care am primit-o de la colegul meu, după care a doua parte a codului eu o iau din mesajul SMS primit pe telefonul meu mobil. Deci, confirm codurile, prima și a doua parte a codului, după care introduc suma care mi-a fost delegată spre a o ridica, 50 de lei, și ridic banii de la bancomat. Codul este valabil 24 de ore. În decurs de 24 de ore, eu pot să mă apropii la orice bancomat pentru a ridica această sumă de bani. Și acest serviciu este posibil de accesat instantaneu în toate trei valute, lei, dolari și euro. De menționat că strategia băncii prevede și în continuare dezvoltarea infrastructurii de servire la distanță și lansarea a mai multor bancomate dotate cu funcția cash-in, astfel încât cele mai inovative servicii bancare să le puteți găsi la bancomatele Moldincombank.